rezultatele acestea. Oana și Cristian sunt elevi în clasa 11-a la Liceul Tehnologic Matei Basarab din Caracal și studiază aici gastronomia. Mereu atenți la explicațiile dascălilor, dar și pasionați de acest domeniu, tinerii au depins rapid informații și abilități care le-au adus succesul. Un juriu format din masterchefi renumiți și patroni de restaurante i-au desemnat cei mai buni bucătari juniori ai României. Am avut puține emoții, dar în schimb când am aflat ce premii am luat, am fost foarte bucuroasă și nu știam cum să mai reacționez, nu știam dacă sunt eu cea care a câștigat, era un haos. E primul premiu? Da, primul premiu și cel mai mare. Foarte mult îți place meseria pentru care place foarte mult. Am avut emoții fiind primul concurs la care am participat, dar cu toate acestea am putut să câștigăm tot ce a fost mai bun. Ia spune ce preparat ai fost pregătit de aici, gata. Șnițel de vită someșan, alături de colega mea. Conducerea școlii se mândrește cu ei și îi asigură că vor fi sprijiniți în continuare pentru a deveni bucătari pricepuți. Avem copii de aur, toți copiii noștri sunt prețioși, iar astăzi dedic această paradă acestor minunați copii care au obținut rezultatele acestea de excepție. Sper ca la anul să ne faceți la fel de bucuroși ca și în acest an. În școala noastră desfășurăm foarte multe activități, nu numai cu temă gastro. Toate profilurile pe care le regăsim în oferta educațională sunt reprezentate cu cinste de către elevii noștri. Dovadă sunt premiile pe care le obținem la concursurile pe meserii. Dorim în continuare să dezvoltăm baza materială. Cadrele didactice competente de la noi din școală cu siguranță vor continua pe același drum ca elevii noștri să obțină rezultate din cele mai bune. La Cupa României în gastronomie au participat elevi de la 16 licee din toată țara care au avut de preparat pe loc felurile de mâncare indicate de organizatori.